Dumnezeu și bine v-am găsit! Astăzi vă voi prezenta o metodă biotehnică, dar nerecomandată oamenilor cu inimă slabă. Iată, aici avem colonia trecută prin testul biotehnic. Și aici avem mortalitatea cauzată în urma acestui proces tehnic. Rezultatul să vi-l arăt acum. Sper să vedem. O să-i dau drumul, l-am în mână aici. Iată, este aici. Acesta este acarianul. Sper că nu l-am turtit. Să vedem dacă mișcă. Mișcă, încă n-am terminat cu el. Bine, în ce constă această metodă este să aveți un stup cu fund antivaroa, zahăr, pudră și o sită pe care să o puteți folosi. Singura problemă este în folosirea zahărului pudră, că să-l mișcăm pe acesta. Se vede destul de bine. Trebuie să nu găsească o albină gazdă. Bun, o să mă duc și în spatele stupului să văd dacă a mai căzut vreunul. Să vă arăt cum arată. Asta trebuie să nu-l pierdem. E prețios. E doar un test. Pe fundul stupului am pus astfel. Și încerc să văd dacă mai găsesc vreunul căzut. Ei mișcă în această zahăr-pudră, dacă cad. Da, știu că nu am o infestare foarte mare, dar eram curios de rezultatul care se face. Se obține foarte repede, dacă aveți o infestare foarte mare, se va observa. Iată, acarianul meu a luat-o la goană, iată. Începe să miște, vrea să fugă de acolo. Vrea să mai căutăm, nu găsim aici niciunul. Ba, mai e unul aici. Iată, mișcă. Am mai găsit unul. Ia să-l punem și pe el aici. Și ăsta. A, mai mulți, uite. 2, 3. Hai că sunt vreo câțiva. Îl punem aici, pe hârtie aici. Ia uitați cum mișcă el aici, e la fugă mai. Ia să-l luăm și pe dâns. Haide încoace, prietene. Hai să-l luăm. Deci, e doar test. Să vedem câți păduchi avem. Ca procent. Deci avem 3. Și asta fără nicio intervenție chimică. Mai căutăm pe aici. Ei se desprind de albine din cauza că picioarele acarianului funcționează ca o ventuză. Și în momentul în care dăm cu zahăr pudră, nu se mai poate agăța de albină. Și atunci avem un anumit procentaj de păduchi. Putem calcula. Ia uitați cum o luat-o la fugă. Aici e interesant aici cu acești acarini, uite, cum se mișcă. Deci nu sunt morți,
eu știu că nu mor în zahăr pudră. Mai căutăm, mai căutăm. Deci așa faceți un test de varoa. Ăsta e test. Tratamentul îl faceți în funcție de cum considerați dumneavoastră. E o colonie slăbuță, pe 10 rame. La 10 acarieni putem spune că avem o infestare ușoară. La 3 acarieni avem 20%, mulțim ori 5, deci avem vreo 15 acarieni calculați. În luna iunie nu pare mult, dar până în septembrie e vreme lungă și trebuie să folosim orice mijloace pentru a-i strânge. Ia uitați cum mișcă. Eu am folosit și un cate, deci să vă arăt. Am pus această sită, o pun așa pe cat, catul pe stup și aici împrești. Era bună o sită mai deasă, asta e, nu chiar așa deasă. Era bună una și mai deasă. Trecem înapoi la prietenii noștri aici, să nu găsească vreo albină. Deci, eu recomand acest test pe o singură colonie, fiindcă se face o mortalitate, adică puteți pierde chiar și măcile, dar care considerați că aveți o stupină mai mare, puteți încerca pe o singură colonie metoda. E biotehnică, nu contaminează mierea, chiar dacă e zahăr. Să văd. Bun, sper că... Uite, să vă... Ne luăm la revedere de la prietenii noștri varoa și ne auzim data viitoare. Numai bine!